una din minunile simple ca toate minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos a avut loc într-o sinagogă în zi de sâmbătă, după slujbă. Prin cei credincioși care se găseau în această sinagogă, se afla și o femeie, despre care ni se spune că avea un duh de neputință, și anume era beteagă. Era gârbovă, adică adusă de spate, cu cârâjată. Suferința aceasta o avea de 18 ani și nici prin minte nu-i trecea că ar putea să se vindece, pentru că aceasta este o boală a coloanei vertebrale, mai cu seamă discurile intervertebrale se sclerozează, se pietrifică, se îndoiesc și provoacă o cocărâjare a coloanei vertebrale, în special în zona grumazului. Așa că îl obligă pe bolnav să meargă îndoită de spate, ca și când ar fi poziția lui normală, merge cu ajutorul unei baston, unei cârje, și practic este obligat să privească mai mult în pământ. Este o boală care creează și o stare de permanentă umilință și umilire a celui bolnav. Ca în aproape toate cazurile citate în Noul Testament, orice suferință fizică își are izvoarele în suflet, într-un oarecare păcat. De aceea ni se spune că avea un duh al neputinței. O știau aceasta și strămoșii noștri daci, cu mult înainte ca poporul român, care își are rădăcinile în ei, să fi fost creștinați. Ei credeau în suflet și știm din cărțile lor sfinte că, după învățătorul lui Zamoxis, o boală trebuie vindecată mai întâi în suflet și după aceea consecința este vindecarea ei în trup. Și în zilele noastre nu-i nevoie să numără, sunt atâtea boli care sunt consecințele păcatelor de tinerețe sau de mai târziu, de un fel sau de altul, și să luăm cea mai cumplită boală care se găsește în vremea noastră, sida, care practic este rodul păcatului, al destrăului. Așa că să nu ne mirăm dacă în Sfintele Scripturii vom găsi cazul acestea citate ca fiind ale urmări ale păcatelor. De aceea când vindecă pe cineva, Iisus Hristos îi spune mai întâi, iartă-ți se ție păcatele tale. Și apoi spune, ridică-te, ia-ți patul tău și umblă, dacă e vorba de un paralitic. Deci vindecarea este precedată sau însoțită neapărat de iertarea păcatelor. Ei bine, Mântuitorul Hristos se apropie de această femeie gârbovă. Și fără că ea să-i fi cerut nimic, îi spune, femeie, deslegată ești de neputința ta. Prin aceasta trebuie să înțelegem, deslegată ești de păcatul sau de păcatele care ți-au provocat această suferință. Nu le știm care vor fi fost, cred că nu este necesar să știm, cert este însă că această formulă cuprinde practic și iertarea păcatului. Și îndată femeia s-a pomenit cu șira spinării elastică, s-a îndreptat, s-a pomenit că este sănătoasă și a început să-L laude pe Dumnezeu în gura mare. Dragii mei, până aici este o minune. Ne-am obișnuit cu minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos ca Dumnezeu. Intervine un al doilea episod, care după părerea mea constituie miezul acestei pericope evanghelice, și anume reacția mai marelui sinagogii, adică șeful care conducea biserica. Și când vede această minune, toată se mânie și o spune în auzul cărturarilor și fariseilor care se găseau și ei în această sinagogă, la această slujbă. Și cu o voce iritată spune, 6 zile pe săptămână aveți să vă vindecați, iar acum în zi de sâmbătă v-ați găsit
să faceți asta. Era o înfruntare la adresa Mântuitorului Hristos. Mântuitorul firește a simțit-o și a reacționat. Vreau mai întâi să vă explic ce acoperă reacția mai mare lui sinagogii. Este vorba de a păzi legea sabatului sau a sâmbetei, prevăzută și prescrisă de Moise, care era zi de odihnă prin excelență și în care niciun evreu nu avea voie să lucreze sub nicio formă nimic. Era păzită cu foarte multă strășnicie, iar pentru cei care nu o păzeau erau prevăzute pedepse. Trebuie să vă spun însă că interdicția legii sabatului instituită de Moise se referea numai la activitățile lucrative, acele activități venite să-ți aducă un câștig, un folos oarecare. Nu aveai voie să țești, nu aveai voie să torci, nu aveai voie să răsucești lână, nu aveai voie sâmbătă să ari sau să semini sau să recoltezi, să seceni, să pleci la drum ca să încălzi o negustorie de unde să vii ceva sau să cumperi ceva. În schimb, nu interzicea să te hrănești în zi de sâmbătă și să-ți hrănești animalele care la rândul lor te ajută pe tine să te hrănești. Aceasta era permis. Ei bine, mai marile sinagogii socotea că fapta Mântuitorului Hristos de a vindeca o femeie era o activitate lucrativă, întrucât avea un rezultat. O persoană se făcuse bine, o bolnavă era sănătoasă. Era o interpretare strâmbă a legii lui Moise. Se mai întâmplase și altă dată. Într-o bună zi era vara, când grâul era copt, Iisus și ucenicii săi străbăteau holdă mare de grâu. Și cum nu mâncaseră nimic, ucenicii erau din mers cât un spic de grâu, îl frecau în palme și mâncau boabe. Ei bine, au protestat fariseii și saduceii, ia uite că nu păzesc sâmbăta. Pentru ei nu era important că au pus în gură niște boabe pentru ca să le țină de foame. Important era că rupsese spicul și asta e echivalent cu secerat, adică cu activitate lucrativă. Vedeți pe unde mergea interpretarea strict formală a legii. Nu în fondul ei, ci în forma ei. Revenim din coace. Socotea că Iisus Hristos, vindecând această femeie, lucrase în zi de sâmbătă. Este ca și cum astăzi, dacă un medic este chemat în telefon de urgență la un bolnav, să-i facă o injecție urgentă sau un tratament pentru că altfel moare, ar spune, păi nu, că duminică este zi legală de repaus. Este ziua mea de odihnă, poate să moară, că eu stau acasă, nu sunt obligat să mă duc să-l salvez. Am zice că acel doctor, de fapt, este un criminal, nu un medic, dacă ar face așa ceva. Noi știm că un medic se trezește la ceva în miezul nopții. Și știu aceasta de la celebrul profesor Lucan, pe care îl citez, iertați-mă aici, și care îmi spunea la un moment dat, într-o dimineață, că toată noaptea am lucrat cu echipa mea. De ce? Pentru că mi se ivește un uragan, un ridic, de la un accidentat mortal. Și eu atunci, noaptea aceea, cât îl am proaspăt, trebuie să fac transplantul și să salvez viața unui om. Pentru că dimineața e prea târziu, începe să se altereze. Așa încât la ora 11 noaptea, dă telefonul la toată echipa și în maximum jumătate de oră toți sunt în sala de operații, pregătiți să salveze viața unui om. Aceasta este datoria de medic, chiar dacă e duminică și chiar dacă e ziua de Crăciun sau de Paști. Viața unui om este mai presus de o sărbătoare din calendar. Asta e bine să știm. Ca și sănătatea lui. Așadar, a vindeca un bolnav în zi de sâmbătă sau în zi de sărbătoare este o facere de bine. Iar pentru facerea de bine nu există niciun fel de opreliște. Dimpotrivă, atunci
dai silința să faci mai mult bine când este duminică, Crăciun sau Paște. De ce facem noi cele mai multe daruri către săraci la marile sărbători? Pentru ca să trăiască și bucuria împreună cu noi, cei care avem mai mult sau ceva mai mult decât ei. De aceea reacția Mântuitorului Hristos, care răspunde și El pe un ton înalt: fățarnicilor, care dintre voi din zi de sâmbătă nu-și dezleagă boul sau asinul din iesle și îl duce să-l adape? Iar această femeie care de 18 ani stă legată de diavolul, oare nu se gătea să o dezleg în zi de sâmbătă? Cumplită asemănare și cumplită palmă morală dată pe obrazul fariseilor, pentru că ei socoteau că este un lucru legal să-și dezlege boul sau asinul din iesle și să-l dea când să-i dea apă în zi de sâmbătă, dar nu este legal, ci după Dumnezeu, să vindece un om, o persoană omenească, dintr-o suferință îndelungată și cumplită. Iubiții mei, iată unde duce formalismul, care de fapt era cultivat în clasele înalte ale societății iudaice din toate timpurile, dar și în acela ale vremii Mântuitorului. De aceea Mântuitorul Hristos nu odată i-a osândit public pe farisei, pe cărturari și pe saduchei, care preferau să-și facă rugăciunile prin pietrele publice, ridicau în sus mâinile și se rugau cu voce tare către Dumnezeu, aceasta pentru că practic nu se rugau acasă, ci o făceau doar de ochii lumii pentru ca să fie respectați și admirați. Iată ce oameni evraiuși! Și când posteau, aveau grijă să-și întunece cu funigenă fețele și să lase capetele în jos ca să se arate că postesc. Dar Mântuitorul Hristos spune: nu, tu când te rogi pentru tine, du-te în chilia ta, în cămara ta, și acolo roagă-te pentru că te aude și te vede Dumnezeu. Iar când postești, unge-ți părul și spală-ți fața ca să nu te arăți oamenilor că postești. Iar Dumnezeu, care te vede că postești, îți va arăta ție la valantare. Vă spun aceasta, iubiții mei, pentru că există o mare primejdie și la noi creștini, pentru că oamenii suntem, să devenim formaliști și să credem că religia se trăiește doar pe din afară. Faptul de a ține zi de duminică, să nu lucrezi, faptul chiar de a merge la biserică, de a-ți face cruci cât de multe, dar lipsind trăirea lăuntrică, lipsind acea flacără care trebuie să ardă atunci când te găsești cu adevărat în fața lui Dumnezeu. Sentimentul sfințeniei unei slujbe bisericești care trebuie să primezi. Este foarte adevărat că al noi în Ardeal este o altă disciplină și socială și religioasă. Am trăit multă vreme dincolo de Carpați, nu vreau să critic pe nimeni, dar acolo există o altă maniere de a sta în biserică. Tot timpul se foiesc, vin, intră, se duc la altar, aprind o lumânare, dă un pomelnic, se închină pe la icoane și tot timpul este o foială. Unii merg înainte, alții merg înapoi, se freacă unii de alții și cred că dacă a ajuns la altar și a prins o lumânare, cu așa a făcut datoria, pleacă, nu mai stă restul slujbei și merge să-și vadă de treburi. Acesta este formalism. Sau cum se întâmplă în multe părți la mormântări, că dacă se respectă cu strictețe niște date de la străbuni, să arunce podurii care a mortului, să-i pună banul în palmă sau să treacă găina peste groapă, cu aceasta s-a primit toată datoria, dar să uită rugăciunea adevărată pentru sufletul lui, pentru iertarea lui. Aceea contează. Celelalte sunt acte formale care pot lipsi fără niciun fel de pagubă. De aceea, iubiții mei, v-am vorbit și altă dată, și acum vreo 6 ani și anul trecut,
v-am vorbit de la acest ambon despre Sfânta Liturghie care trebuie înțeleasă și trăită pe dinăuntru, accentuând pe faptul că la liturghie nu se asistă, ci se participă. Adică ești parte din liturghie și o trăiești pe dinăuntru pentru ca să pleci acasă mai luminat și mai bun decât ai venit. Rezultatul acestor cateheze liturgice și cu vorbiri este o carte care este gata, am isprobit-o după 2 ani de lucru și care, practic, alaltieri a plecat la tipar. Urmează să apară reditura Institutului Biblic al Patriei Repriei Române. Nu știu dacă va apărea până în Crăciun sau imediat după sărbători, dar oricum o veți avea la îndemână, pentru că se cheamă Cartea Deschisă a Împărăției, o însoțire pentru preoți și mireni. Mirenii fiind frățiile voastre. Și veți afla de la această carte care sunt rațiunile pentru care fiecare mirean care nu este preot trebuie să participe împreună cu preotul, pentru că este împreună slujitor cu preotul la fiecare Sfântă Liturghie. Repet, aici în Ardeal avem alt stil de viață. E mai bun și mai frumos. Intră credinciosul să închină la icurostasul care se găsește în mijlocul bisericii, își găsește un loc și stă acolo cu minte fără sfârșitul slujbă. Cine știe ce trebuință îl face să părăsească biserica în timpul slujbei? Așa că, de la acest punct de vedere, nu trebuie să vă dau prea multe sfaturi pe care, pentru că le știți, le cunoașteți. Prima este buna cuvință, care devine evlavie sau pietate în timpul slujbei religioase.